Salutare și bine v-a regăsit la un nou proiect Sound Identity. Aveam la bază un Ssangyong Rexton 2007. O mașinuță drăguță, interesantă și hai să vă arăt un proiect frumos. Odată intrat înăuntru, hai să vă arăt ce voi face eu aici. Bineînțeles că voi elimina acest aparat original și voi introduce un nou gadget mare, frumos și interesant. Vreau să-i aduc totodată o imagine nouă acestei mașinuțe, cât și partea de inteligență pe varianta de multimedia. Voi extrage radio CD-ul original, da? Și voi introduce această nouă mare tabletă inteligentă care este un Android 10 cu 4 GB, cu permisiune de 4G, pot să-i bag o cartelă SIM, plus o să am toată inteligența zilei de astăzi, tot ce înseamnă Waze, Google Maps, YouTube, Spotify și multe, multe alte. Uitându-mă puțin spre acest board, îmi dădea ceva cu virgulă, dar totuși se pare că nu există virgule. Mai exact partea aceasta de sus, care va fi mutarea acestor butoane în locația de sus. În rest, se pare că totul va fi perfect și inclusiv și această operațiune. Bun, poate o să vedem pe parcursul instalării, vom monta și o cameră de manșalier, vedem la cum se va decide titularul, așa că hai să demontăm tot ceea ce este această consolă, hai să integrăm noua consolă, să vedem comportamentul lui în totalitate, dar nu înainte să vă zic că în cazul în care doriți încălzire în scaune vă mai pot instala, da? Dânsul are, iată aici, o cameră de vedere, ceea ce putem să o modificăm și să punem acolo o cameră de vedere care poate să monitorizeze traficul atât față cât și spate în cazul în care doriți. Mai putem pune monitoare pe tetiere, da? Mai putem pune încălziri în banchetele de spate, pornire din ceas inteligent din telefon, un sistem audio mai bun, cameră frontală de parcare și multe, multe alte opțiuni. Bineînțeles și evacuarea electronică, dar pentru asta trebuie să fii un pic pasionat și să ai asemenea plăceri. Ok, hai să trecem la treabă și să vedem rezultatul final. Suntem cu partea centrală gata demulată și acum să înceapă ansamblarea noului sistem. Suntem în varianta total reansamblată. Acesta a fost vechiul plastic și vechiul gadget. Iată cât de bine arată în momentul de față această variantă care este deja gata, amplasată. Să vă arăt din toate direcțiile ca să puteți să vă faceți o idee în cazul în care sunteți hotărât că doriți așa ceva. Rama originală, butoanele de la avarie și multe altele, toate sunt direct aici amplasate, navigația, partea de climatizare și partea de jos. Comenzile de volan și ele refuncționabile, iată-le aici, le dăm cum vrem noi, dar acum să începem să intrăm și să detaliem tot ce este de detaliat. În prima variantă avem două opțiuni de display, varianta 1, varianta 2, se poate schimba și temele și tot. Avem aici sistem de navigație, care este un iGo, care vorbește românește orice limbă dorită, plus poți să selectezi variantă de 3D, 2D sau orice altă situație cartografiată, vizibilă, cum doriți dumneavoastră. Ok? O să vă arăt în puțin mai târziu când fac split screen, jumătate Waze, jumătate iGo, jumătate iGo, jumătate YouTube sau Waze cu Google Maps, cu tot ceea ce vrei. Oricum avem trei sisteme de navigație pe el. Odată ieșiți, intrăm în partea de music player. Dacă îi dau aici, îi dau pe stick, iată că mă bagă în stick-ul meu, îi dau pe ceva unde sunt foarte, foarte multe melodii, îi dau rapid aici și iată el deja a intrat în modul lui de rulare ca și sistem de music player. Ok, dacă eu vreau, iată, îl derulez puțin mai în față, îl derulez aici, merge instant, nu stă, nu gândește, nu are absolut deloc nicio problemă. Dacă dau pe partea de egalizare, da? Iată că aici o să avem un EQ destul de mare. Dacă dau pe user, mă lasă și să-l setez. Așa, îl pun înapoi frumos. După care mă duc puțin la setarea de înalte și titularul își va da bas cât vrea el. Tot aici avem sistemul de surround. Dacă vreau să-l individualizez pe o singură boxă sau unde vreau eu, ok? Ia să-l dau pe normal. Nici nu am știut că are aici mai multe situații. L-am echilibrat pe centru, după care dacă dau un bass boost de aici pot să setez anumite
setări și de aici individualizare plus agresare și de aici putem high pass, low pass, front, rear, pot să-l fac cum vreau eu. Ok, intrăm în video player care iată că îmi cere și el o secvență video. Lăsăm un pic să ruleze partea aceasta video care este excepțional de frumoasă. Pot să derulez inclusiv un videoclip dacă vreau, să vă arăt imediat fără laguri, fără nicio așa zis reținere, pentru că merge demențial și iată ce culori frumoase are. Deci pot să zic că este excepțional și este foarte, foarte responsiv. Vă voi prezenta imediat inclusiv și în varianta de clip, doar că îmi place aceste secvențe care sunt și sub apă și cu palmieri și cu toate cele. Bun, iată, îl derulez aici, nu stă, nu se gândește, oriunde zăpăcesc, ori în față, ori în spate. Ieșim și de aici, pot să fac pip style, dacă deschid iGo, de exemplu, pot să-l am și să văd videoclipul cum vreau eu aici. Bun, ieșim și de aici. Aici avem Google Play-ul, de unde intrăm și ne actualizăm toate aplicațiile, lucru ceea ce eu, între timp ce filmez, înainte de toate, tot am să le fac. Iată că dau update-ul și el, în momentul în care rulează și o să vă prezint toate nebunelile, o să-și facă update la toate aplicațiile. Bun, hai să mergem mai departe. Așa, deci avem și aici partea de music player și aici ceasul. Bun, aici avem sistem de Bluetooth care se conectează de la 1 la 5 telefoane, fără nicio problemă și pasă spre tot ce înseamnă apeluri pierdute, ratate, efectuate. Și totodată de aici trebuie să mă conectez neapărat ca să-mi fac partea și de CarPlay. Dacă odată sunt conectat, după aia e foarte simplu să realizez aceste opțiuni. Să mergem mai departe. Deci avem partea de telefonie, avem aici settings-ul de unde ne setăm tot ce înseamnă Wi-Fi-ul, 4G-ul, display-ul, sistemul audio și multe altele, și mai avem partea de radio, care este și ea într-o formă deosebit de frumoasă, în dark mode. Ok, ieșim frumos de aici și intrăm APK Installer, aici avem tot ce înseamnă iGo sau multe alte aplicații care sunt gata deja instalate, settings-ul, temă de spate care poți să o updatez sau pot să fac, iată, alte teme în partea frontală, exact de pagina de pornire, anotimp și auxiliar. Ei, în acest auxiliar ce pot să-mi fig? Pot să, dacă sunt aximetrist, pot să pun o cameră de interior, atât față cât și spate. Dacă montez un asemenea gadget pe o dubiță, pot foarte elegant să-i pun pe o dubiță partea aceasta de, în habitaclul de spate, partea aceasta de tot ce înseamnă o cameră să-ți vezi marfa dacă ți se răstoarnă sau una altă, sau poți să pui o cameră permanentă pe spate, o cameră permanentă pe față, sau inclusiv un Xbox, PlayStation, orice altceva. Sistemul de Bluetooth l-am văzut, hai să vedem Chrome-ul, unde dacă intri în www.soundidentity.ro, ei, aici o să poți să vezi partea noastră de site. Aici le poți găsi pe Facebook, pe YouTube, pe Insta, pe TikTok, Sandu Hi-Fi, sau pe WhatsApp poți să scrii că aici poți să găsești multe. Dar dacă intri în configurator, selectezi autonavigații, selectezi marca Ssangyong, da? Iată aici, avem 39 de produse pentru Ssangyong și neapărat modelul, iată Rexton 2006-2012. Și aici poți să vezi diverse variante care vi le putem oferi în diverse situații, da? Iată-le aici, le vedem, gata. Cel mai profesional îl avem momentan de 3000 de lei, cât și avem de 8 giga, tot așa pe la 3200, sau avem cele mai ieftine produse care sunt de la 1299. Această variantă gata instalată vă este la 2500 de lei. Bun, și după care dacă apeși aici pe partea de resetare, poți să cauți în configurator ceea ce vrei. Bun, să mergem mai departe. Avem DSP-ul ce vi l-am prezentat adineauri, mai avem partea de file manager de unde putem introduce informații atât de pe USB cât și de pe partea de intern, hard intern, se scot hărțile, se pun poze, se pun videoclipuri, dar nu vă recomand niciodată să încărcați tot ceea ce este în interiorul lui. Mai avem aici iGo-ul care l-ați văzut, avem Google Maps-ul. L-am și făcut în dark mode tot sistemul ca să fie mai receptiv, dar iată ce înseamnă 4 giga, nu stai pe el, instant îl deschide, prima dată am deschis Google Maps-ul. Sound Identity! Îi dăm o comandă vocală, iată ce frumos ne-o și diversifică, deci rapid ascultă și rapid ne prezintă toate situațiile din zonă și tot ceea ce este necesar.
Ok? Iată că mergem puțin mai în față și aici este practic locația noastră. Dacă vreau să văd harta vizuală cartografiat așa sau dacă vreau să văd harta în asemenea mod, pot să fac cum vreau eu. Bineînțeles că v-am tot zis că pot să fac și partea aceasta, că țin aici această parte, îl duc aici, îl las așa și, de exemplu, mă duc în, ia să deschidem rapid un iGo, să-l găsesc unde este, radio, Bluetooth, așa, Play Store, iată, deschid și iGo-ul cu el și instant am două situații de hărți. Asta înseamnă unul full online, da, care este el, și iGo-ul care este full offline, unde poți să-ți faci diferența de dirijare oricând vrei tu. Da? Și acum, ca să ies din el, îl țin pe mijloc, îl trag așa și am ieșit afară. Bun, după care, hai să vedem în continuare. Mergem pe pagina următoare. Avem Music, l-am văzut, Play Store, v-am zis clar că de aici, ia să vedem cum stau apps-urile care le-am dat la update. Iată că tot s-a updatat, deci este demențial de superb. Mergem în radio, comenzile de volan v-am prezentat că și ele sunt, iată, perfect utile. După care, hai să intrăm în modul de CarPlay. Odată intrat în sistemul de CarPlay, Apple CarPlay, iată că suntem în mod total full wireless. Nu mai avem nevoie de conectică, de cablu, de absolut nimic. Punem jos telefonul și acum vom intra și vom vedea un pic detalii. Intrăm în sistemul de telefonie, intrăm la recente, aici putem vedea câteva dintre telefoanele apelate, aici la contacte tot așa vedem câteva dintre ele, intrăm la keypads, 0722378512, da? Formăm acest număr și putem avea acest gadget. Ok, odată ieșit de aici afară, aici avem primele apps-uri care nu le folosim de la Apple, mergem în varianta a doua. Ei, de aici începe în felul următor, intrăm în Google Maps, da? Îi dăm frumos un search, îi zicem frumos Sound Identity, așteptăm rezultatul final. Și aici avem rezultatul final. Ok. După care, dacă eu vreau, iată aici am iconița de Spotify. Intru în Spotify frumos, îmi aleg, să zic așa, ceva, orice anume. Bun, ia să vedem. Îmi aleg o melodie și iată ce frumos îmi redă Spotify. Acum am ales o melodie, intru frumos în partea de Google Maps și mă ghidează. Dacă mă duc în prima pagină, iată aici am face o superbă asociere de ghidare cu Google Maps, da? Care eu și dau cancel root și de aici eu pot să dau melodia următoare sau anterioară la Spotify. Bun, ies afară frumos, mă duc pe pagina aceasta, am Tune Radio, unde pot să ascult radio, oricare radio din România și mă duc frumos pe Google Maps și ascult și radio sau tot așa cu Waze-ul. De Spotify-ul îl vedeți că este activ, este frumos, poți să cotrobe în el, merge frumos cu copertă, exact cum le place tuturor. Avem Teams, Telegram, Waze-ul. Ok? Și Waze-ul este frumos prezent aici și lui putem să-i dăm tot ce înseamnă rapoarte, poliție, trafic intens, accidente, tot ceea ce este nevoie. După care, dacă eu ies afară, da? Sau am Waze-ul disponibil, am Spotify aici disponibil, Waze, da? Ies afară, intru în mod de split screen, iată că mi-a schimbat partea de Google Maps cu Waze-ul și tot așa cu control de Spotify, da? Ies frumos de aici și în cazul în care eu vreau să ies acum afară, mai am WhatsApp-ul și mai am YouTube Music-ul care este disponibil, apăs frumos pe Car și voi ieși din setarea de Apple CarPlay. Odată ieșit din modul de CarPlay, iată videoplayerul ce l-ați mai văzut adineaur, da? După care avem partea de, ia să vedem, Waze, care și Waze-ul este disponibil în această situație, superb de drăguț. Este foarte util, rapid se aliniază și el, doar că este prima lui pornire. După instalare se updatează hărțile, își, iată, trebuie să-i dăm câteva confirmări rapide, get started, așa, și încă astea să le bifăm, să-i dăm puff, puff și instanța post aici. Dacă vreau, îl fac și pe frumos în dark mode, să fie puțin mai drăguț, să nu mă deranjeze în timp pe zi, pentru că este destul de alb display-ul în cazul acesta. Și iată ce minunat, am și Waze-ul disponibil aici. Am și aceste aplicații, unde am partea de toate prezentările de
camere radar, camere fixă, drumuri închise, accidente, tot ce vreau eu. Și pe el pot să-l pun split screen, jumătate Waze, jumătate iGo, jumătate Google, ce vreau eu. Să vedem în continuare. Da, am cam văzut tot, deci am văzut cele trei sisteme de navigație. Iată partea noastră de YouTube Music, unde și aici aveți foarte, foarte multe mixuri și tot ceea ce vă doriți și doriți să vizionați. Bun, și să intrăm, nu în ultimul rând, în partea de YouTube, unde odată intrat, putem și aici căuta tot ce vrem, desene animate, videoclipuri și tot ceea ce este tehnologia zilei de astăzi. Sound Identity! Iată ce mișto, îi dau doar comandă vocală, nu mai stau să tastez eu. Și odată, dacă căutați practic acest text de Sound Identity, foarte elegant, puteți să intrați în canalul meu. Mulțumesc tuturor celor 19.300 de abonați care i-am momentan. Așa, și că sunteți alături, că vizionați nebunelile mele. Și acum să vă prezint un pic cum poți să cotrobăi la mine în canalul de YouTube. Dacă apeși aici pe videos, întotdeauna o să vezi ultimele videoclipuri ale mele. Diverse, navigații montate, evacuare electronică, ambientale, navigații imense, navigații CarPad, așa, CarPlay-uri integrate pe sisteme originale, navigații Tesla, cameră de vedere, de monitorizare, încălziri în scaune și tot ce este posibil pe lumea aceasta. Dacă îi dai pe playlist-uri, apeși neapărat aici pe Created Playlist, pentru că îți apare și pe telefonul următoarea rubrică, și nu citești textul de pe poză 34 și 27, citești textul 01 Top Proiecte, 02 Sound Wifi Competition, 03 Tor, 04 Alarmă, 05 Încălzire, 06 Sisteme Audio. Dacă am făcut un sistem audio pe un Porsche Mercedes Sangyong, le-am aruncat tot în 06. Dacă am făcut o evacuare Tor, le-am aruncat în 03. Dacă am făcut o alarmă cu pornire, în 04. Dar dacă vreau să caut marca aceasta, ei, cred că aici o să dau de greu un pic, pentru că nu cred că am realizat că voi face acest genuț de mașină. Și poate nu am marca, dar hai să vedem. Deci am de la 15 CP, Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. Deci A, B, C, hai să mergem la S. Să vedem dacă l-am făcut. S, S, A, B, de Suzuki, Subaru, Skoda, Seat, Saab, Renault. Iată că exact cum am închipuit, nu am făcut partea aceasta de Sangyong. Dar am să o pun după Tesla. Deci am să fac al 52-lea folder și am să expun practic această mașinuță ca și numărul 52. Îi fac un folder ulterior și am să-l pun exact acolo ca și varianta de Sangyong. Am să mai încerc o variantă când pun 49, dar nu cred că m-ar lăsa. O să văd cum pot să realizez, să le remodific, dar asta va dura un pic. Bun, ok. Deci de mare ați văzut despre ce ar fi vorba. Acesta este tot aparatul care vi l-am prezentat. Ce-a mai rămas să vă zic încă două situații când eu voi pune acum partea noastră de crom, îl pun în stânga, așa, partea de navigație în dreapta sau, iată, YouTube-ul pe dreapta. Și aici îmi rămâne, așa zis, toate oportunitățile unde mă puteți găsi. Vreau să vă mai prezint un pic și camera de marșalier. Să intrăm în modul de cameră marșalier. I-am pregătit deja schimbătorul, doar pun în marșalier și iată ce mișto îmi prezintă deja camera de spate într-un mod deosebit. Aceasta este o cameră, pot să zic, foarte bună, dar nu cea mai perfectă, pentru că vede înalt, vede foarte înalt după cât am zis, vede cât de cât și lat, dar ce este important, vede și jos ochi de pește, unde se vede un pic și bara atât de spate cât și partea de bordurare jos. Deci iată că ea vede într-un mod deosebit. Aceasta este camera medie care o servim la 600 de lei, gata, instalată. Ok? Vede, iată unde este acea ușă albă și încerc să vă arăt și de aici că este acolo acea ușă albă. Deci vede destul de deschis, nu vede doar atât, vede destul de deschis. Iar iată acel Ford de acolo, sau ce ar fi, iată că îl vedem aici. Deci asta zic că eu camera am dus-o cam atâta, deci am dus-o destul de bine, nu am dus-o doar atât. Deci vede foarte deschisă această poziție de cameră. Bun, și acum să ieșim de pe modul de cameră și să vă zic toate opțiunile, cum ne puteți găsi, în care direcție și de unde ne puteți lua. În prima și în prima fază ne găsiți pe TikTok, pe
canalul Sandu Hifi, unde vezi foarte multe nebuneli care, oricum, după 10 minute după ce termin acest proiect, îl voi proiecta și pe partea a doua, mă găsești pe www.soundidentity.ro, unde v-am zis că se poate intra în configurator și de acolo selectați autonavigații marca SsangYong și modelul oferit. Mă mai găsești pe Facebook, dar vă rog să nu-mi scrieți, deci mă puteți suna de luni până sâmbătă, de la între orele 9 și 19, așa, și să nu-mi scrieți mesaje. Pe Facebook mă găsești Sandu Vancea sau unidentity.ro, cât și Tor Oradea, dealer autorizat și încălzirii scaune Oradea. Mă mai găsești pe partea de Insta, Sandu Hifi sau unidentity.ro, cât și Tor Oradea, dealer autorizat. Pe TikTok, Sandu Hifi, cum ți-am zis, pe WhatsApp ai numărul de telefon aici, exclus, 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 duminică, vă rog. Așa, iar pe canalul meu de YouTube, după câte v-am zis aici, pe Sandu Hifi Shop, Sound Identity sau Sound Identity, aici intri playlist-uri, apeși pe playlist-uri create și îți cauți tot ce marcă dorești tu de la la Z, ok? Cam atât am vrut să vă zic, că eu am fost Sandu, rămâneți aproape, pentru că vă voi mai prezenta foarte multe asemenea proiecte. Bye bye, la revedere!